Cine refuză un loc de muncă rămâne fără ajutorul social. Prevederea legislativă a intrat în vigoare astăzi după ce președintele Claus Iohannis a promulgat modificările aduse legii 416 pe 2001 privind venitul minim garantat. Astfel, ajutorul social va fi insistat dacă beneficiarii sunt apți de muncă, dar refuză chiar și o singură ofertă de angajare sau un curs de formare profesională. Cei care au pierdut ajutorul pot depune o nouă solicitare abia după un an. În România sunt peste 200.000 de persoane care primesc ajutor de la stat în cuantum de până la 300 de lei. Pe lună. Până acum, legea privind venitul minim garantat prevedea că dreptul la ajutor social încetează după refuzul repetat de trei ori al unui loc de muncă oferit. O altă modificare prevede că persoanele care primesc ajutor social trebuie să facă muncă în folosul comunității. Pentru sumele acordate ca ajutor social, conform prevederilor prezentei legi, una sau mai multe persoane majore apte de muncă, raportat la cuantumul ajutorului social din familia beneficiară, au obligația de a presta lunar la solicitarea primarului acțiuni sau lucrări de interes local, fără să putea depăși regimul normal de lucru și cu respectarea normelor de securitate și igienă a muncii, se arată în textul legii promulgate. Și primarii au noi obligații potrivit actului normativ promulgat. Mai exact, trebuie să întocmească un plan de activități sezoniere pe baza cererilor primite de la firmele care au nevoie de forță de muncă și funcționează pe raza localității respective. Pentru neîndeplinirea acestei sarcini, primarul este sancționat cu o amendă de la 1000 la 5000 de lei.